Salutare tuturor! În videoul de astăzi vom vedea ce telefoane de la Samsung merită să vânezi de Black Friday în fiecare buget. Așa că hai să începem! Înainte de a trece la videoclip, aș îndemna să dați un like acestui video și să vă abonați pe acest canal, unde toate produsele prezentate sunt cumpărate din resurse proprii. Acum hai să trecem la video! Bun, în bugetul de 500.000 de lei am ales două modele foarte interesante. Cel mai ieftin Samsung pe care îl recomand este Galaxy A14 5G, modelul din imagine. Un model de buget care are un procesor decent în acest segment de preț, o cameră principală de 50 de megapixeli, dar și o baterie de 5000 de mAh care va ține fără probleme o zi de utilizare intensă. Iar cel de-al doilea model pe care îl recomand în acest segment de preț este Galaxy A23 5G, care deși este puțin mai scump, oferă un procesor net superior, un ecran mult mai rapid la 120Hz, dar și o baterie care se încarcă mai rapid la 25W. În bugetul 1000-2000 de lei sunt trei modele foarte interesante și foarte bune. Avem pe de-o parte Galaxy A34, Galaxy A54 și Galaxy S21 Fan Edition, când apare la reduceri. Galaxy A34 pe la 1100-1200 de lei este pur și simplu best buy. Ecran AMOLED la 120Hz, un procesor excelent, o cameră foarte bună și să nu uităm de suportul Samsung uimitor, care oferă 4 ani de update-uri de software, ceea ce este pur și simplu excelent. Iar acum, pe la 1400-1500 de lei, Galaxy A54 este iarăși un telefon excelent. Am acest telefon, i-am făcut și review, o să-l găsiți în descrierea videoclipului. Camera este una excelentă. Bateria de 5000 de mAh ține fără probleme o zi de utilizare intensă. Și să nu uităm că acest telefon are un design foarte asemănător cu al unui Galaxy S23 Plus, un telefon de 3 ori mai scump. Așa că din punctul meu de vedere este chiar un telefon care merită în acest segment de preț. Și nu în ultimul rând, S21 Fan Edition, care a mai apărut la reduceri la sub 2000 de lei. Așa că este foarte posibil ca și de Black Friday să fie acest telefon sub pragul de 2000 de lei. Nimeni nu știe 100%. Are toate funcțiile pe care le are un telefon din seria S, și anume încărcare wireless, încărcare wireless reversibilă, Samsung DeX, o cameră telefoto cu zoom optic 3X. Bateria în schimb nu bate recorduri, însă la utilizare normală ar trebui să țină o zi de utilizare. Acum, între 2000 și 3000 de lei, mi-au atras atenția două modele de top ale producătorului corean. Este vorba despre Galaxy S22, ce se poate găsi pe la 2400-2500 de lei, și Galaxy S23, care s-ar putea de Black Friday să scadă sub pragul de 3000 de lei. Ambele telefoane sunt niște telefoane de top, cu procesoare capabile, cu niște sisteme de operare foarte bine puse la punct, dar și cu niște camere excelent optimizate. Fiind niște modele de bază din seria S, bateria nu este punctul lor forte, însă overall chiar merită cele două telefoane în acest buget. Între 3 și 4000 de lei, Galaxy S23 Plus este un model care este posibil să scadă la sub 4000 de lei și față de S23 de bază, primești practic o baterie și un ecran mai mare. În rest, cele două telefoane sunt absolut identice. Iar dacă vrei un telefon pliabil, Galaxy Z Flip 5 ar fi o opțiune interesantă pentru cei care sunt în căutarea unui telefon de tip foldable. Bateria ține mai mult în comparație cu modelele precedente. Balamaua este mai rigidă și mai rezistentă, iar pe partea de specificații, pentru un telefon care se pliază, stă destul de bine. Așa că eu pot să îl recomand în acest buget. Și nu în ultimul rând, între 4 și 5000 de lei, Galaxy S23 Ultra este telefonul pe care poți să mergi fără ezitare. I-am făcut un unboxing telefonului pe canal, o să îl găsiți în descrierea videoclipului. Îl folosesc de câteva zile și pot să zic că telefonul m-a impresionat, atât pe partea de camere, cât și pe partea de putere. Ecranul este pur și simplu unul superb, iar bateria este pur și simplu fenomenală pentru un telefon de dimensiunile acestea. Este un smartphone complet al cărui review va apărea cât de curând pe canal și pe care pot să îl recomand fără absolut nicio reținere. Ei bine, cam acestea sunt modelele de la Samsung pe care le recomand de Black Friday. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu sunt Manu și ne revedem în următorul video.